Salutare! Dacă e prima dată când Leaders ajunge la ochii și urechile tale, ne bucurăm și te invităm să ne rămâi aproape. Poate chiar din rolul de participant într-unul dintre programele noastre. Vom răsfoi cărți umane, încercând să trecem prin cuprinsul lor și să ajungem la acele povești valoroase. Am creat Autohton, un spațiu de discuții concentrate, unde lideri inspiră prin poveștile și acțiunile lor. Nu va fi ușor. E o ieșire din zona de confort pentru echipa Leaders, care trece din rolul de a aduce oameni în fața tinerilor din programele noastre și a-i lăsa să-și spună povestea, în rolul de facilitator al poveștii. Și așa cum veți vedea și în episodul pilot, care a fost o adevărată aventură, ieșirea din zona de confort e destul de abruptă. Însă ne bazăm pe voi, cei care ne veți fi alături în această călătorie. Vom trece treptat de la simple interviuri la povești spuse cu măestrie care încurajează și generează creșterea. Iar dacă creșterea nu este ceea ce cauți, sperăm ca poveștile pe care le vei auzi în Autohton Podcast să genereze o mai bună conversație și înțelegere a sinelui. Acum haideți să povestim despre cine va sta în locul coautorului, facilitatorul poveștilor autohtone. Experții Leaders. Experții Leaders sunt traineri cu specializări și background-uri diverse și multe lucruri în comun, dintre care unul e cel care ne aduce pe toți la aceeași masă. Pasiunea și credința că leadership-ul autentic poate schimba realități și echipe. Am ales să avem în acest loc nu doar o persoană pe care o să o vedeți la fiecare podcast, ci întreaga echipă Leaders, astfel încât dirijorul poveștii autohtone pe care o asculți să fie cel mai potrivit partener de conversație pentru invitatul nostru. Astăzi urmează să asculți o poveste copilotată de colega noastră Elena Pâslaru-Hubati, trainer, educator cu inițiative atât în zona privată cât și în mediul non-profit, persoana responsabilă în echipa Leaders cu introspecția și în prezent, cu dezvoltarea de curriculum pentru programele parcurse anual de miile de tineri care ne trec pragul. Povestim astăzi în primul episod oficial Autohton Podcast cu Paul Badea, tată, soț, lider, antreprenor și aș adăuga, după ce am asistat la episodul de astăzi, un optimist echilibrat care aduce, încurajează și facilitează autenticitatea în orice mediu ar ajunge. Un episod care setează excelent cadrul pentru ceea ce ne dorim să fie Autohton Podcast. Un spațiu în care liderii își aduc varianta cea mai autentică, o așează aici pe scaun și lasă poveștile și lecțiile personale să inspire fără limitări și filtre. Vă așteaptă o poveste atât de faină încât îmi vine să vă încurajez să aduceți lângă laptop sau lângă TV un carnețel ca să nu ratați lecțiile de viață, de business, de relație cu sinele și cu cei din jur pe care Paul le-a expus aici la masa autohton. Vă așteaptă o discuție fascinantă despre succesiunea în businessurile de familie, relația cu părinții, sănătate mentală și depresie, îndoirea de sine pusă în balanță cu nevoia de a inspira, a conduce și a crește echipe. Așadar, vă invităm să ne fiți alături printr-un like, un share, foarte important, un subscribe ca să aflați când scoatem povești noi. Sau, nu știu, cine este liderul pe care ați vrea să-l vedeți așezat aici la masă, stând la povești cu unul dintre experții Leaders, care e acel detaliu pe care l-ați vedea schimbat la podcastul autohton sau orice gând credeți că ne-ar aduce bucurie sau creștere, de ce nu? Începe Autohton, podcastul despre limbi. Paul. Elena. Mă bucur foarte mult că avem această discuție și la noi mă bucur. În birou. Acest podcast, unul dintre primele noastre podcasturi. Te-am invitat pentru că eu m-am simțit foarte inspirată de procesul tău de creștere. Și cred că dacă eu m-am simțit inspirată, sau mă rog, așa cred eu, cred că și alți oameni pot să învețe sau cel puțin să-și pună niște întrebări despre. Hai să vedem. Unghiul din care vom privi discuția noastră, sau mă rog, unul dintre unghiurile din care vom privi, este zona de business de familie.
Și știu din ce mi-ai povestit că ești implicat nu doar într-un business de familie, ci în două business-uri de familie. Și unghiul ăsta mi se pare esențial pentru tine, că ești acolo. Da, pare, asta, partea asta de business de familie și de succesiune în business de familie tot apare în ultima vreme în viața mea, în toate părțile. Deci da. Și în programele noastre. Da, știi, cred că e și ca o chestie de timing cumva. Sunt foarte multe business-uri începute în anii 90, uh-huh, ale căror fondatori ajung la o vârstă matură la care vor să le dea mai departe. Și cred că asta e super prezent, da. Uh-huh. Deci probabil că ceea ce discutăm noi astăzi ar putea să fie relevant pentru mulți dintre oamenii care ne ascultă sau o cel puțin sperăm. Feedback, o să aflăm, zic, exact. Da. Și ce-mi doresc să ne uităm este nu doar că ești într-un business sau ești într-un business de familie, ci aș vrea să ne uităm la parcursul tău, cum ai intrat, ce s-a întâmplat, care au fost temerile interioare, cum ai gestionat echipa, gândindu-mă că mulți dintre oamenii cu care tu ai lucrat sau lucrezi sunt poate chiar mai mari ca tine, ca vârstă, și sunt acolo în business de foarte mulți ani. Acum nu neapărat toți, dar înainte toți, adică când am murit tata, de exemplu, și am preluat, nu era nimeni mai tânăr ca mine în companie, și majoritatea mă știau de când aveam, unii probabil de când aveam vreo 3 ani, alții de când aveam vreo între 12 și câte ani aveam atunci, Ana. Și cum a fost să gestioneze această diferență? Au apărut comportamente nepotrivite din partea lor? Cum te-ai simțit? Cel mai nepotrivit comportament a fost din partea mea anyway, din toate punctele de vedere, că aveam 23 de ani și nu înțelegeam nimic despre viață. Dar am avut e greu de răspuns scurt sau general la întrebare. Au fost foarte multe instanțe. Au fost foarte mulți oameni care mi-au dat o încredere pe care eu consideram că n-o merit, nu numai dintre colegi, dar da, și dintre colegi. Au fost și instanțe în care n-am reușit să relaționăm și atunci colaborarea a migrat în diverse variante, adică am renunțat la colaborări, am morfat, am schimbat cumva forma de colaborare în ceva mai light, mai puțin interactiv. În esență e greu, e complicat când lumea te cunoaște de când ești mic, e complicat să te impui, e cu un cuvânt cumva strong, dar e cumva complicat să conduci o echipă care e formată din oameni care te cunosc de când ești mic, mai ales dacă tu n-ai maturitatea de lider, pe care eu nu o aveam și probabil că încă nu pot să zic că o am la nivelul la care mi-aș dori, poate, știi? Dar ca în orice altceva, dacă ies să mă uit în spate și să văd, bă, ce a funcționat, dacă a funcționat ceva, autenticitatea a funcționat. Aia în care nu o să spun mai multe, că m-am uitat acolo și am văzut o întrebare și cred că se potrivește mai bine povestea la întrebarea aia și atunci o las așa, dar da, depinde dacă o să ajungem la întrebarea aia, deci, practic, în momentul în care ai preluat, au apărut mai multe reacții. Una în care te-ai simțit într-un anumit fel și alta în care a trebuit să iei niște decizii ca să poți să rămâi în rolul acela, să poți să-ți faci treaba. Hai să mergem în primul rând spre partea interioară, spre teatrul tău interior. Ai zis că ai preluat când tatăl tău a murit. Deci din start vorbim de o preluare care e încărcată cu multe sentimente pentru că a fost o pierdere acolo. Da. Și o pierdere, nu pierderea unui business, ci pierderea unei persoane foarte dragi. Da. La momentul ăla, prima perioadă a fost șoc. Adică, cumva, în apropo de teatru interior și de ce s-a întâmplat în interior, și eu consider că este un mare cadou din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii, șocul în momentul traumei, știi? E singurul lucru care te lasă să funcționezi, cumva.
Iar mai departe au fost, sunt ani, adică probabil că și peste încă 10 ani o să spun că încă sunt într-un proces de a, cum se cheamă asta, procesa, știi? Într-un proces de a procesa, încă procesezi, știi? Și cred că toată viața procesăm orice, mai ales niște traume de genul ăsta, dar practic care au fost niște etape, așa, primul a fost șoc, după care a fost o perioadă în care n-am apucat să mă gândesc foarte mult, pentru că aveam foarte multe chestii de făcut, am avut norocul că era sora mea la momentul ăla care era foarte pe treabă și puteam să mă bazez pe ea. Și următoarea etapă a fost exact legată de chestia asta și anume a fost o mare nesiguranță și o mare incertitudine vis-a-vis de care e valoarea mea, știi? Pentru că tata murise, preluasem firma împreună cu sora mea, firma era într-o situație destul de complicată, foarte complicată, cifrând complicăciunea, era undeva la 12 milioane de euro datorii, 6 milioane de euro asset-uri, adică era de două ori mai mult de dat, bani de dat decât aveai fizic și se pierdeau bani și atunci... Și tu fără experiență de management și leadership în spate. Adică lucram de vreo 5 ani, de la 18 ani lucram, spălasem mașini de-astea, nu, vândusem mașini, dar nu leadership de niciun fel. Și era sora mea care era tank. Adică sora mea era călare pe tot. Adică a fost un șoc pentru mine cât a putut să fie de practică și de hands-on și de capabilă și de sigură pe ea și de... Știi? Adică ți-a oferit așa un echilibru între siguranța ta și... Da, dar mai mult decât atât și o chestie pe care și ea a învățat-o din chestia asta și eu am învățat-o ulterior și multă lume din jurul acelei așa, este că siguranța asta nu face neapărat bine celor din jur. Înțelegi? Okay. Pentru că efectul ei a fost, dacă ea bagă ca migu mail-uri, negocieri de la strategie la micromanagement, că erai peste tot, adică nu trebuia să preiei, nu pot să vă explic, și eu, ca să scriu un mail, durează 45 de minute pentru că jumătate de oră mă uit în gol și 15 minute scriu 6 rânduri, ceva, știi, ea de ce poate și eu nu, știi? Multă vreme și de acolo, cam acolo am început... Eu până la momentul ăla nu prea aveam dubii față de mine, eram foarte sigur pe mine, știi? De altfel nici n-ai avut contextul în care să te poți evalua. Da, mă evaluam în raport cu, nu știu, colegii de școală, în școală, cu de-astea, știi? Dar da, în context de business și de leadership nici nu se pune problema. Da, și cam atunci a fost momentul ăla, a început momentul de self-doubt, nu știu cum să-i zic în română, că nu vine cuvântul, de îndoială de sine, pe care ulterior s-a transformat într-o formă de depresie. Ok. Adică primele 6 luni, deci nu știu, probabil că primele 3 luni după ce a murit taică-miu, nu, primele 6 luni după ce a murit taică-miu am băgat. După care, după 6 luni, am ajuns la birou după Revelion și am aflat două vești. Una, că ne pleacă doi colegi, la care eu țineam foarte mult, dar nu nasol la concurență sau supărați. Mă pleca în state, loteria vizelor și una din fete își făcea un business propriu. Mă rog, și pe mine m-a deraiat atât de tare chestia aia, încât am plecat acasă, era luni, prima zi după Revelion, și am plecat acasă și până miercuri m-am băgat în pat și până miercuri nu m-am dat jos din pat. Că nu mai vreau să deal with things. Și totuși, cum te-ai dat jos din pat? M-a dat fiimea jos din pat. Fiimea avea vreo 6 luni și la miercuri la un moment dat a venit... Aia a fost, știi? A venit și a tras de mine și am zis... Aici, nevasta mea a tras de mine o grămadă, n-a reușit. Dar când a venit Sisi, n-am mai putut. Și am început să, mă rog, semifuncționez. Dar semifuncționat era... Adică depresia era la nivelul la care când intram în clădire, simțeam că intru așa într-un glob de într-un acvariu, știi? Nu mai auzeam bine, auzeam în cap în apă, așa, nu vedeam, nu perceaveam, nu puteam să fiu atent, aveam impresia că toată lumea vrea să mă fure, să mă facă, să era... Dar doar când intrai în spațiul acela, nu? Adică simțeai mai mult responsabilitatea. Mult mai mult, dar era generalizată, știi? Era mult mai acută acolo. Asta și a fost motivul pentru care m-am mutat de acolo. Adică am lucrat din... Nu era work from home atunci. Și am lucrat din casa alor mei, care era birou maică-mii. Mama avea birou acolo și își păstrase dormitorul lor și dressing-ul lor. Intact. Și eu în dressing-ul ăla mi-am făcut un birouaș mic. Și
și de acolo, acolo am și scris toate valorile, adică s-au întâmplat multe lucruri acolo, interesant. Dar pentru că eu nu mai puteam să merg la birou, știi, nu mai puteam să... Era oare și o formă de a fi mai aproape de... M-am pus de multe ori întrebarea, dacă era, știi, nu că mi-am pus, am concluzionat, am observat că eram în miezul părinților mei, știi, eram în dressing-ul în care dormeau părinții mei când eu creșteam, știi, e clar era ceva... O întoarcere în timp, așa. Da, și era un cocon, mă simțeam foarte safe acolo, era o chestie, o cameră mică așa și cu dulapuri goale, așa, dar eram foarte safe și foarte interesant în chestia asta, apropo de ce înseamnă relația și de multe ori ce ajută nu sunt lucrurile evidente, maica mea, tot văzându-mă că vin acolo, mă tot mângâia pe creștere și îmi zicea, mamă, nu e a ta de gestionat chestia asta, nu tu ai făcut datoriile astea, nu trebuie să o... Lasă să o închidem, dă-mă măsa de firmă și te duce mama la facultate în Franța, înveți vinuri, faci tu enologie, faci niște chestii să te... Asta pentru celălalt business. Da, mă pregătea pentru... Da. Și eu tot, nefiind vreun curajos sau vreun muncitor, tot nu o simțeam. Zic, bă, nu simt, adică mă simt nașpa, dar zic, nu-mi vine să o las. Tu cumva, dinainte, te pregăteai să preiei educații. Da, da, da. Adică nu era... Nu a fost un... Tatăl tău a murit, a fost un... Nu, eu eram... Eu eram în business de la 18 ani, ușor începusem de la spăla mașini, cum ziceam la un moment dat, am început să-mi vindem niște mașini second hand, după care am început să ne dăm seama că avem nevoie de niște cash ca să putem să facem așa, m-am dus mai aproape de tata, m-a numit cumva adjunctul lui la un moment dat și în procesul ăsta, da, la un moment dat el s-a, și asta zic că cumva nou procesul ăsta de succesiune și de transfer s-a terminat brusc. Dar ce ziceam de maică mea și de relația aia este că ea din această atitudine de te duce mama și te rezolvă mama și nu știu ce, la un moment dat mi-a zis, și asta e super relevant ca parenting, pentru mine a rămas right out there. Nu știu cu cine s-a sfătuit, nici acum nu, dar m-a chemat și mi-a zis, te rog, ia loc, foarte autoritară, deci te rog să iei loc. Și am zis, fii atent, știu două lucruri despre tine. Unu, nu o să te sinucizi, te iubești prea mult ca să te sinucizi și doi, ești o putoare. Și cum te văd eu cu depresia asta și cu ce faci tu și cu gândirea asta negativă, este că tu îți sapi o groapă. Și groapa asta se va termina, fundul gropii ăla, the ultimate, este sinuciderea, dar tu cum nu o să ajungi acolo, singura variantă este ca tu la un moment dat să începi să te urci înapoi în groapa din care... Și fiind leneș, mă gândesc că poate vrea să ți se aducă la cunoștință că mai bine te oprești acum și începi și urci de aici decât să mai sapi ca să mai trească să urci înapoi și ce ai săpat. Știi? Și a fost adică și mi-a zis, bă, ai un copil de crescut, o familie de întreținut, n-ai timp, scuză-mă, ai avut 6 luni depresie, hai să-i dăm drumul la treabă, știi? Bă, și a fost mama lui Ștefan cel Mare, știi? Ăla este și în continuare mi se face pielea de găină când mă gândesc cât de puternic poate să fie un mesaj de genul ăsta de la o mamă care nu e ușor, că ea nu știa că eu nu sunt genul care să mă sinucid. Adică în momentele alea, când mă vedeai cât de negativ gândesc și așa, nu trebuie să fii sigură. Dar crezi că nu și-a pus totuși această întrebare? Ba da, păi de-aia și spus-o, îți dai seama. Știi? Dar fapt, bluful ca la bluf de la mama, care nu e, mama nu știe să mintă, nu știe să nimic. Ba da, a fost impecabil, te rog, ia loc. Foarte autoritară, foarte de-alea, foarte pe scurt, foarte cool expresia, tot, știi? Și atunci ăla a fost prima dată când am învățat, știi, ce înseamnă să-ți controlezi mintea. Că mi-am zis, ok, nu mai gândesc nimic, că are tot sensul ce mi-a zis, știi? Da, practic, dar pe de altă parte, cred că erai și tu, știi, profesorul, mentorul apare când ești tu pregătit. Când ești tu pregătit. Da, da, adică, clar. Cred că a fost, mă rog, e o presupunere, că a fost o sincronizare în asta bună. Da, da. Adică mama ta a făcut ceva la momentul potrivit, dar cred că și o parte din tine, o parte din ceea o ce cerea, tu, o căuta. O cerea, o căuta, avea nevoie să vină către sine. E interesant că ai adus în discuție și de partea asta cu mama ta, pentru că practic și vorbeam și înainte de a începe discuția noastră aici în filmare. În businessul de familie, ce e specific sau ce e interesant este fix suprapunerea asta de roluri. Adică ai, pe de o parte, rolurile afective, care au o încărcătură foarte mare, un trecut puternic în spate, și ai rolurile de business, care de cel mai multe ori sunt orientate spre rezultate. Obținem asta, e o altă hăinuță, ca să zic așa.
Și am văzut și în, mă rog, în activitatea noastră, în alte programe, mai ales cu tinerii din agricultură, că această suprapunere de roluri nu întotdeauna dă bine. Eu aș fi, aș avea curajul să pun un pariu că aproape niciodată nu dă bine, adică nu e ceva confortabil și... Adică ziceam o bucată din chestia asta, mentorul meu îmi spunea tot timpul ce nu rezolvi tu la tine ca și om pe măsură ce te dezvolți, vei fi forțat să rezolvi în relația cu copilul tău. Și poți să rezolvi când e mic, când e la 2-3 ani și să-i dai o educație bună și să cumva... Educație bună și în sensul de exemplu emoțional și de, știi, cadru afectiv. Dacă nu o rezolvi atunci, va fi mult mai challenging să o rezolvi la adolescență și îți urezi succes. Și dacă nu o rezolvi nici atunci, bafta ta să fie să ai de transferat un business. Pentru că atunci nu mai ai un să fugi. Și într-adevăr asta face, știi, succesiunea în business, într-un business de familie. Asta face, aduce împreună cumva componenta work-life balance, în care eu nu cred în faptul că work și life, personal life și professional life sunt diferite per se. Există aceste cadre corporatiste în care, într-adevăr, te duci și nu vrei să știi, dar pentru un business de familie în care pui pasiune și în care te reprezintă cumva și ca familie, ca om și ca așa, nu e separat. Și atunci aici se aduc împreună lucrurile, știi? Adică ceea ce spui tu este că pe lângă faptul că e ceva dificil, este și o oportunitate de învățare sau de creștere sau de rezolvare a celor probleme nerezolvate. Este, da, și este, știi ce e pentru mine cel puțin? Este sumul efort, este unde merită. Eu tot timpul am avut chestia asta, dilema asta. Bă, merită să aloc timp aici? Indiferent ce era acel aici, tot timpul am fost băgat cu degețelul în mai multe borcănașe și tot timpul am avut impresia asta, bă, nu dau suficient atenție la copii, dar nici stau prea mult cu copiii și nu mai stau cu business-ul, dar nici nu știu. În momentul în care ești într-un proces de ăsta de succesiune, e evident că aia trebuie să faci. Este evident și am avut discuții cu mama, de exemplu, sunt în procesul ăsta de succesiune cu firma de vinuri, cu... Și i-am spus zilele trecute, i-am spus, zic, bă, nu, eu nu plec de aici, indiferent cât de greu o să fie și indiferent cât de multe aia, eu asta fac, o să fac asta până la cap, știi? Și asta una din discuțiile pe care le-am avut cu ea în contradictoriu, care m-a deranjat foarte tare acum vreo două săptămâni și a fost o întreagă chestie de genul ăsta, m-am stat vreo două zile supărat pe ea fără să-mi dau de seama de ce. Și din discuții mi-am dat seama că eu înțelesesem cumva că ea mi-a zis, bă, dacă merge bine, dacă nu merge, aia e. Nu trebuie să ne certăm noi pentru business. Și pe mine chestia aia m-a jignit foarte tare pentru că eu mă investisem complet în procesul ăsta și îl luasem ca pe dezvoltarea mea personală, nelegată de ea ca mamă, ca persoană, ci legată de simbolul mamă pentru mine, de cum sunt eu în stare să, și care înseamnă simbolul femeii și a partenerului meu și așa mai departe, da? Și cum sunt eu în stare să relaționez acolo. Când e challenging, că e ușor să relaționez când ești la masa de Crăciun și ne pupăm și ha-ha și ne aducem aminte, și dacă sunt chestii challenging în care diferențele de principii generează decizii sau tensiuni în luarea deciziilor și așa mai departe, acolo îți se cere maturitate și acolo ți se cere să te uiți în adânc în tine și să vezi de unde vine frustrarea aia. Și pentru tine și pentru... Adică, știi? Și a fost... De asta zic că merită tot efortul. Nu mai stau să mă întreb, știi? Merită să fac asta sau nu? Pentru că e mai mult decât despre business, e mai mult decât despre familie, e despre fundamentul, până la urmă, al vieții. Cum aduci împreună acele chestii soft de care țin de tine și acele chestii hard care țin de o chestie materială, de o chestie care are un impact, care de ce nu poate să dăinuiască generații, știi? Da, în cazul tău, tu ai mers spre zona de business, adică văd partea asta de oportunitate și mi se pare foarte fain, dar nu în toate familiile în care există un business de familie, copiii aleg să se implice în acest business. Și aici nici la noi, da. Sora mea, de exemplu, sora mea s-a implicat, în ce sens, că dacă se uită cineva, zice, bă, nu s-a implicat. Sora mea a fost în momente cheie și în serve și în bat, și în firma pe care am moștenit-o la tata și în firma pe care o ajut pe mama să o gestioneze.
ea a venit punctual. Silviana, cum ziceam, e super hardcore, adică nu te joci cu ea, știi? Mm-hmm. Și ea a simțit că îi trebuie o corporație ca să poată să îi gestioneze energia aia, pentru că în antreprenoriat ca să poți să lucrezi cu ea la nivelul de performanță pe care îl cere, trebuie să ai niște skill-uri, știi? Și mm-hmm. business-urile astea, la momentul la care ea a fost în ele, nu erau încă pregătite, în schimb, mm-hmm. A pus la punct niște chestii super importante. Mie mi-a pus la punct tot sistemul financiar și de raportare în bații la momentul ăla. Adică, deși n-a avut chestii long term și angajamente de-astea de să moară cu mâna pe cârmă sau ceva în vreo viziune de familie, a fost absolut esențială pentru tot procesul. Știi? Uh-huh. Adică, practic, a venit cu un know-how din afară și a adus niște saltul de înțelegere. Și a pus niște probleme într-un anumit fel și a adus un pragmatism și o abordare de asta performance based care a fost foarte necesară, știi? Uh-huh. Altfel în business mai suntem, Vărmiu e implicat în businessul de vinuri uh-huh. și cu care e vărul meu cu care am crescut în casă, deci noi am stat 6 ani în aceeași casă și uh-huh. Ramona e implicată în bații puternic, soția mea e, uh-huh. Deci suntem cumva mai mulți acolo și eu îmi doresc ca și copiii mei. Uite, multă vreme eu am simțit-o ca pe o presiune asta cu, știi, să mă implic în eu niciodată n-am văzut altceva. Deci eu niciodată, uh-huh. de când am crescut, pe mine chemându-mă ca pe tata îl chema exact la fel uh-huh. ca pe mine. Și pe fiul îl cheamă la fel ca pe mine. Sau, mă rog, pe mine ca pe el și pe fiul. Da, evident, apropo de transfer și de... Da. Știi? Dar niciodată nu m-am gândit că nu o să preiau, știi? Că nu n-am... Și atunci, ulterior, mi-am dat seama, zic, bă, poate nu e bine, știi? Poate trebuie să-i lași să... Și cred că când te-ai gândit la asta? După ce am preluat și după ce am început să mă gândesc la copiii mei, știi? Uh-huh. Și de fapt, sumul a fost la Pax, când s-a născut Pax, pe care îl cheamă Pax din cauza că îl cheamă Paul Alexander Badea. Uh-huh. Când s-a născut, el mi-a pus problema asta. Vorbeam cu Ramona și ziceam, bă, mai facem asta odată? Adică eu mai fac asta odată? Uh-huh. Uh-huh. Interesant. Și a fost deep, a fost foarte deep gândirea, uh-huh. știi? Adică momentul și tot momentul ăla de decizie. Și am realizat următorul lucru, că poți să o faci relaxat, poți să-i zici, bă, asta mi-aș dori, uh-huh. dar n-am nici cea mai mică problemă dacă tu nu-ți dorești chestia asta. Uh-huh. Nu vreau să ai vreun dubiu dacă eu îmi doresc sau nu, pentru că îmi doresc, de-aia ți-am dat numele meu, de asta te voi pregăti, știi? Uh-huh. Și e vorba și de fiime, nu numai de fiime. Uh-huh. Dar dacă voi vrea să faceți altceva, I'm uh-huh. perfectly ok with that. Ba mai mult, dacă voi vreți, adică, asta ziceam că tot vine chestia asta cu succesiunea după mine, am și ținut un fel de workshop așa despre succesiune la un grup de, un fel de think tank cu care lucrăm și a trebuit să fac research ca să pot să pun teorie peste practica pe care o am eu și research-ul spune, bă, cele mai de succes succesiuni sunt alea în care ăla mic pleacă vreo 2-3 ani și vede care sunt, uh-huh, știi, și realizește uh-huh. un pic orizonturile, după care se întoarce și aduce experiență, vede, apreciază mai mult ce are acolo sau nu, sau, știi, adică e... Și atunci de-aia nu e neapărat vreun stres de ăsta, cum l-am perceput eu growing, crescând, știi? L-ai perceput sau chiar așa venea din partea părinților? Nu știu că, să uite, fac o diferență. Asta ar trebui să... Nu mai știu să fac o diferență. Era o combinație, îți dai seama. Era clar, toată lumea, repet, mă chema ca pe tata. Era aia acolo, când mergeam pe la service, da? Îți dai seama, toți erau șefulică, mic, nu știu, dar fiecare cu ale... Na, era vorbind de mecanici și vânzători de mașini care mă mai băgau în seamă la momentul ăla, da. Luăm o mică pauză pentru a spune încă o poveste despre autohton, aceea inițiativelor românești care pun pasiune și inovează prin ceea ce fac. Inițiative pe care le admirăm și cărora vrem să le oferim un loc în lumina reflectoarelor autohtone. Și pentru că în leadership există întotdeauna un plan B, un plan de rezervă, dar în ceea ce privește climatul nu putem spune același lucru, dar și pentru că spațiul românesc este unul plin de creativitate și spirit de inovare, vrem să-ți povestim astăzi despre alternativ. Un spațiu dedicat produselor vestimentare, accesoriilor, cosmeticelor, precum și produselor home deco, produse cu tehnici prietenoase cu mediul și cu pielea. Produse precum hanoracul hipsterici de pe mine sau căsuța pe care deja ați observat-o montată de colegii noștri. Oamenii faini de la Alternativ pot fi găsiți în mediul online la link-urile din bio sau pe care le vor așeza colegii de la producție undeva în jurul meu sau în mediul offline
în spațiul pregătit și amenajat pe Bulevardul Regina Elisabeta, numărul 26. Mulțumim, vă încurajăm să susțineți inițiativele autohtone, iar acum ne întoarcem la povestea noastră. Interesant ce ai zis cu, mă rog, se pare că ne ducem rămânem foarte mult pe zona de succesiune în business, dar aș sublinia ideea de a pleca 2-3 ani sau poate chiar mai mult. Văd asta în zona de agricultură, când tinerii pleacă, de exemplu, în afară la studii. Eu am avut și un exemplu în ultima grupă, da. Cum am avut exemplu în ultima grupă din tineri lideri din agricultură. Când pleacă în afară și au know-how și când vin în fermă, aduc acel know-how. Mă rog, e cu du-te vino, în sensul în care vinoul este ca aduce un salt de înțelegere, energie nouă, o viziune nouă. Dutele fiind că, da, dutele... vine și cu un pic de aroganță și cu un pic de alte bagaje și exact, cu un pic de... Exact, și diferența foarte mare. Adică, da, odată ce ai ajuns aici, să-i aduci, mă rog, ăsta e și un rol al liderului de altfel, să facă saltul de trecerea, de fapt, de la un nivel la altul în echipele pe care... Da, aici, uite, apropo de, vezi, aroganța, cât de ușor se strecură, pentru că nu e neapărat un salt de ăsta. Eu am avut multă vreme chestia asta. Uite, asta, apropo de ce e relevant, știi, și de roluri și de... am avut multă de vreme, nu neapărat atitudinea, cât conștiința că, sau credința că eu am un... Nu pot să spun filmare ce vreau să spun, dar înțelegi de da. În plus, știi? Pentru, nu știu de ce, e bine într-un fel să ai încrederea asta în tine, dar trebuie să o cumva ponderezi și să o ancorezi în realitate, știi? Sunt curioasă dacă acel braț în plus așa? Era înainte de a se întâmpla șocul, pentru că e interesantă tranziția. Adică e perpetu, este la mine tot, eu sunt balanță. Le simțeai pe amândouă și nesiguranța, dar și mândria. Alternativ, sau... așa era, știi? Eram super nesigur. La mine multă vreme au fost ciclurile astea și acum de ceva ani am început să le... Să, știi, fluctuațiile au început să fie mai mici. Știi? Banda s-a redus. Exact, s-a redus frecvența. Așa e banda. Da. Și care mecanismul ăsta era? Deci mă umflam de mine foarte tare, da? Și la un moment dat ajungeam să-mi iau foarte multe chestii pe cap și ajungeam într-un punct în care nu mai eram... overloaded din toate punctele de vedere și singura resursă, singura soluție pe care o aveam era să intru în depresie. Deveneam incapabil să fac orice, dura vreo 2-3 luni până când acceptam că sunt incapabil să fac orice, după care urma un moment de acceptare totală și ziceam, bă, ăsta sunt, atâta pot să fac, nu pot să fac mai mult. Mecanismul tău de adaptare. Asta a fost tot timpul. Nu mai e așa de, dar tot ăsta e funcție. Adică mă simt mult mai repede când încep să mă umflu și zic, băi, îmi găsesc ancore, renunț la ceva, la un proiect, mă recunosc unde nu sunt, ce percepe lumea că sunt, știi? Și atunci o reglez mult mai repede, iar când am momente de down și de dubiu, iar înțeleg de unde vin, înțeleg care le e rolul și știu cum să le gestionez cumva, știu cum să le abordez. Mai am o întrebare aici legată de business-ul de familie, voiam să pun de fapt de foarte mult timp, dar n-am găsit locul. Ce am observat noi, nu doar în business-urile de familie, ci și în rolurile astea de trecere de la specialist la manager, când cineva trebuie să predea și altcineva trebuie să preia. Și aici chiar aș vrea să te duci spre ambele direcții, și spre mama și spre tata. Cum a fost pentru voi? Ție ți-a fost am înțeles că n-a fost ușor în punctul ăsta, dar cel puțin relația cu tatăl. Da, cum a fost în cazul vostru? A fost ușor de predat, preluat sau greu de predat, preluat și cumva ar fi excelent să ne ducem și spre niște exemple concrete în ce a părut a fi ușor sau greu? Și la... Când vorbeai, m-am dat seama de o chestie cât de simetrică e toată chestia la mine. Știi că sunt mama și tata și unul e despre vin și despre vie și despre natură și despre chestii, altul e despre mașini și tehnici. Înțelegi? Chestia de aia e foarte, foarte ciudat. Dar ce e similar la amândoi era că... e vorba de... Chiar cred că există cuvântul leadership present sau chestii de... Dar cred că se referă la altceva decât ce vreau eu să mă refer. Dar ideea asta de prezență... și de natură a atitudinii pe care o ai, știi? Pentru că challenge-urile sunt mereu,
Uh-huh. Și orice e provocat, orice trebuie să în relație, îți dai seama cât de complexă relația, da, de copil-părinte într-un business. Uh-huh. Este relația de fondator, CEO profesionist deja e complexă. Uh-huh. Relația de om la o anumită vârstă față de puști la o altă, la începutul carierei, iar e. Uh-huh. Dacă peste asta mai pui și transferurile astea părinte-copil și tot ce înseamnă acolo, plus tot ce nu e rezolvat, plus judecata din... E o rețetă perfectă pentru un haos, știi? Uh-huh. În schimb, sunt niște momente și eu aia încerc cu mama și o încercăm conștient, adică dacă o întreabă cineva, poate să confirme că chiar asta face. Încercând conștient să replicăm momentele în care am avut momente și cu mama și cu tata în care, bă, mergea tot și luam decizii împreună, nu că luam decizii, ci mergeam în direcția aia că știam că acolo trebuie să mergem. Aia este, după părerea mea, știi, vorbeam de ritm, mai țin minte în rolurile alea și ideea de ritm, adică cumva universul te ajută dacă tu rezonezi la frecvența care trebuie, despre aia e vorba. Știi, la un moment dat, și mai degrabă decât să căutăm moduri tehnico-concrete așa de, știi, de bifat proceduri de a încerca să gestionezi decision making-ul, nu știu ce, iubește-ți părintele și iubește-ți copilul, că de fapt asta este, știi, dă-ți seama că poți să mori mâine, ori unul, ori altul, poți dispară și... Cazul tău chiar e... Da, și eu am clar asta, știi, și cu mama folosesc chestia asta mult, știi? Bă, nu știm ce o să se întâmple mâine. Asta, dacă mâine unul dintre noi nu mai e, asta vrem să rămână ca atitudine și ca mod de, știi? Și dacă, nu tot timpul, că sunt, iar, multe, trebuie să nu fii obosit, adică e nevoie de multe chestii ca să poți să fii în starea aia, eu îi spun stare de prezență. Și e valabil în orice relație. Aici, unde sunt tensiunile mai mari și transferurile mai puternice, așa, e mai vizibil. Dar... În orice relație, dacă ești prezent și nu intri în mecanismele astea de apărare, în ego-urile astea și ești doar acolo și ești cu inima deschisă, e mult mai simplu tot, știi? Intri în flow. Mm-hmm. Adică ești suficient de prezent încât să vezi și când nu merge și când merge și să le accepți pe amândouă exact. Ca fiind forme normale exact. De exact, exact. A fi. Exact, exact. Nu mai cauți perfecțiunea aia și nu mai cauți să ai dreptate și nu mai cauți să demonstrezi și nu știu ce, știi, accepti că, bă, exact ce zici, că nu întotdeauna, adică când zic flow, nu întotdeauna iese tot, nu întotdeauna suntem, dar când nu suntem aliniați sau când nu iese sau când e, știi, aia e. E și asta o stare, hai să vedem ce putem să extragem din ea. Mă rog, ai povestit multe despre ce s-a întâmplat atunci la început, dar cumva, dat fiindcă ai câți ani? 7 ani? De când s-a prăbădit tata? 9 ani. De când ai preluat business-ul? 2013, 2022, 9 ani. 9 ani, ok. Un număr de ani și în leadership și, și în a conduce echipa din Bații, cel puțin. Ce schimbări ai făcut? Și aș vrea să ne uităm în primul rând, pentru că ăsta este scopul în general al podcasturilor pe care noi dorim să le aducem celor care ne ascultă. Ce schimbări ai făcut în primul rând la nivel de mentalitate, de perspectivă, de viziune în... Păi întreabă-mă întâi câte. Întreabă-mă întâi câte, hai pentru că cred că au fost... spre câteva pe care le consider tu relevante. Băi, una din problemele mele, apropo de challenge-uri și de chestii pe care trebuie să le gestionez și pe care cred eu că le gestionez ușor, ușor, din ce în ce mai bine, e această explorare continuă. Și atunci, eu fiind foarte explorator, așa, am explorat toate formele de cultură organizațională, de setup-uri de echipe, de la holacracy și management ăsta descentralizat, până la micromanaging și leadership de ăsta by doing și super implicat, până la nivel de spălat pe jos și de-astea, știi? Everything in between, cu mai mult sau mai puțină conștiență de sine. Știi că vorbeam și de holacracy la un moment dat și holacracy mi-a plăcut foarte mult ca sistem. Am ajuns la el printr-o carte care se numește
Organizația reinventată sau Reinventing Organizations de Frederic Laloux, și mi s-a părut o super idee de a platiza organizația, a renunța la ierarhii, la joburi, de-astea, fișe de post și nu știu ce, și a o face mult mai fluidă. Și a funcționat în cazul lor? Nu deloc, și multă lume zice că n-a funcționat din cauza domeniului. N-are nicio legătură cu domeniul. Mult timp după aia și după ce am trecut noi, până ce am trecut, am înțeles. Holacracy, deși apare un sistem fluid, este foarte rigid, e foarte formalizat. Uh-huh. Da? Nu e rigid, nu, e foarte formal. Uh-huh. Și asta cumva, pentru cine nu înțelege de la început de ce facem ce facem, formalismul ăla e turn-off. De ce trebuie să avem un anumit, de ce nu pot să vorbesc când vreau, de ce, știi? Adică ce e asta? Știi? Uh-huh. E, pentru cine înțelege de ce trebuie să faci toate alea, n-ai nevoie de ele. Mm-hmm. Da? Adică noi am avut etape... Sunt momentele alea de sincron despre care exact. Vorbeai tu... Exact. Înțelegi? Exact. Astea sunt. Dacă lumea e prezentă și lumea... Nu ne gândim la, bă, ăla nu știu ce a făcut și ăla și politică și nu știu ce, și suntem pur și simplu... Și asta pleacă de la tine, ca lider. Mm-hmm. Că ai o întrebare acolo și o să o abordez acolo, care e momentul, primul moment în care te-ai simțit liber. Dacă nu ții mânuța... Dacă nu ții mânuța pe alea, eu să știi că trag ochii. Și asta este. Apropo de asta, și mi-a venit în cap în secunda în care am realizat întrebarea. Scuză-mă că ți-au întrebarea. Foarte bine, e o întrebare din partea noastră ca echipă. Adică vrem să rămână această întrebare cam în toate discuțiile. Deci foarte bine că ai preluat-o. Când am... Deci după ce am preluat compania, sora mea a pus-o la punct și s-a văzut de treaba ei, după care eu am rămas cu ce aveam de făcut. Mm-hmm. Și la un moment dat am intrat într-o perioadă asta. Deci după ce am ieșit, povestea mama lui Ștefan cel Mare, ce s-a întâmplat a fost că, descoperind gândirea pozitivă, am început să gândesc pozitiv. Mamă, și lucrurile chiar mergeau, că na, când gândești pozitiv, numai că na, știam eu cum e cu finețurile acestei gândiri pozitive, și mi se părea că eu sunt tăticul universului, că pe ce pun eu mâna crește și eu sunt așa. Și evident că a trebuit să mai dea o dată universul cu mine de pământ ca să... și în acea a doua chestie am încercat să scap de ea. Am zis, bă, nu mai pot, din cauza mea intru în depresie, din cauza... tuturor lucrurilor din exteriorul meu. Și atunci am zis ok. Și am început să umblu în Bulgaria, să încerc să o vând prima să o ia cineva, pe Moca, pe nu știu ce. Nu lua nimeni pe Moca, că era cu minus atunci, eu trebuia să dau cuiva. Bun. După care am zis ok, dar stai mă, că angajez un CEO profesionist. Și am început interviurile. Și venea lumea la interviu, dar nu era în insolvență compania. Avea de acoperi, nu prea era nimeni, știi? Și bă, mă simțeam foarte încorsetat așa, știi? Și nu știam ce să fac. Și la un moment dat am zis, nu mai știu unde eram, cum eram, ce s-a întâmplat, dar țin minte exact momentul din care așa am chemat pe toată lumea în atelier, toată lumea, și le-am zis, bă, trebuie să vă spun ceva. Am încercat să o vând, nu vrea nimeni să o cumpere. Am încercat să angajez pe cineva, nu vrea nimeni să vină. You're stuck with me. Dar mai avem o problemă. Eu sunt semidepresiv acum și durează 4 ore jumate să scriu un mail și un sfert de oră să mă încalț și 45 minute să mă decid cu ce ciorapi mă încalț. Știe? Deci nu prea sunt foarte funcțional, nu prea pot să vă ajut. Okay. Apropo de autenticitate. Și vulnerabilitate, da, știi? Dar a fost foarte... Că am încercat să-mi imez vulnerabilitatea după aia de N ori și nu iese, știi? Și cum au primit-o? Asta vreau să zic, că ce s-a întâmplat atunci, am zis, bă, am nevoie de un pic de timp pentru mine ca să mă recompun, nu știu ce, rugămintea este încercat să o țineți cât de cât la suprafață. Și ăla a fost momentul, în 2015, când am venit și am făcut chestia asta, am lipsit vreo 2 luni din peisaj și alea 2 luni au fost acele 2 luni în care s-a trecut de la pierdere la profit. A fost prima dată după 2 ani în care am reușit să întoarcem pierderea. Ce crezi că s-a întâmplat în universul interior al oamenilor care au simțit, care pe au simțit că e nevoie. Au simțit, a fost compasiune, a fost clar că au simțit tumultul meu și nu știu ce, și era mai mult despre tata decât despre mine, știi? Mm-hmm. Era, bă, ce a lăsat omul ăla în urmă și nu știu ce, și au mai simțit foarte pragmatic că există riscul să rămână fără joburi. Da? Au zis, bă, dacă nu facem jucării ca să meargă, ăsta nu e în stare,
Aia a fost. Și atunci oamenii s-au mega responsabilizat. E că au devenit ceva mai autonom și mai responsabil decât erau oare înainte? Da, da. Mulți din oamenii care erau atunci nu mai sunt cu noi acum, din vari motive, dar niciodată nu o să pot să uit și să diminuez din aprecierea pe care am avut, pe care o am în continuare, pentru luat hamul și praștia și rezolvat și s-a văzut. N-a venit nimeni să-mi spună, n-a venit nimeni la mine să-mi spună, lasă-o pe mine. N-a venit unul să-mi spună, lasă la mine, dă mie că fac eu. Nu, fiecare s-a dus înapoi la ce a avut de făcut și a făcut acel lucru cât a putut el de bine. Una dintre definițiile din leadership este că liderul se face urmat. Cum te-ai făcut tu urmat după acest moment de vulnerabilitate? Adică, pe de o parte, înțeleg că te conectezi emoțional la celălalt om, empatizezi și, cum ai zis tu, au devenit mai responsabili, mai autonom, dar asta a fost în relație cu ei. Cum te-ai recompus tu în fața lor, astfel încât ei să te urmeze și ținând cont și de faptul că la început, din ce spuneai, organizația avea undeva la 200 de oameni și în prezent numărul este sub 100. Și a însemnat probabil să și iei niște decizii mai puțin populare. Trebuie să le împărțim. Așa. Una, cum mă urmează pe mine oamenii, nu sunt foarte convins că mă urmează oamenii. Okay. Adică n-am... Facem un survey. Știi că, adică, asta e paradoxul, este așa, în bații sunt cel mai puțin ascultat de pe peste tot. Eu sunt, cum ziceam, cu degețelul în multe locuri, știi? Și am multe organizații, adică sunt multe contexte cu oameni de super valoare, da, pe care îi apreciez super mult și pe care, știi, care mă bagă în seamă și mă apreciază mult mai mult decât mă bagă în seamă și mă apreciază colegii mei, știi? Asta este realitatea, asta este. Acum, întorcându-ne la concret așa, tot prin autenticitate, adică tot prin de câte ori sunt, încerc să fiu un pic mai, îmi spune ceva, băi, ești cam moale, știi? Am o discuție la un pahar de vin și povestesc ce se întâmplă la birou și văd în ochii omului ăla că sunt cam moale sau că părerea lui e că sunt cam moale. Și atunci în interiorul meu se întâmplă, cum adică, pe eu sunt moale? Stai, încă mă duc. Și mă duc a doua zi la birou și sunt eu un pic mai... Și nu merge, că nu merge, că oamenii mă știu, știi? Și ce e asta, știi? Ăia care mă știu. Ăia care nu mă știu încep și au reacții. Bă, dar e fals, e nu știu ce, știi? Ăia care mă știu, știu că din când în când mă apucă... Și dacă ei sunt relaxați și mă conțin și așa, și trece. Știi? Dar asta e relația asta autentică, n-ai cum să o suplinești cu nicio strategie de leadership și cu nimic. Pe de altă parte, cred că merge și spre o teorie pe care am auzit-o la Adam Grant, care este psiholog organizațional în Stanford, care spune că pe termen lung, nu leadershipul acela care este dominant rezistă. Adică leadership dominant are rezultate chiar bune pe termen scurt, dar nu e sustenabil. Nu este sustenabil. Nu e rezilient. Nu e rezilient și chiar într-un podcast de-al lui cu Jane Goodall, sper că zic bine numele ei, ea spunea că și în lumea animalelor, da, la cimpanzei, se întâmplă cam același lucru, în sensul în care cel care e dominant iese foarte repede în față și chiar ajunge să fie omorât repede. Da. Și în realitate cel care reușește să conducă sau să ajungă într-un rol de leadership care durează mai mult nu este neapărat cel care este alfa, adică dominantul, ci mai degrabă cel care reușește să colaboreze, adică inclusiv să fie mai puțin ascultat. Și pe măsură ce vorbeai, mi-am adus aminte de un discurs de-a lui Steve Jobs care spunea un lucru, nu știu dacă similar, sper să nu zic vreo gogoloață, dar cumva că, practic, el îi încurajează pe oameni chiar să-l contrazică, adică să nu fie acei yes men, ci mai degrabă să-și aducă cele mai bune idei, tocmai pentru că un singur om nu cred că poate să aibă cele mai bune idei dintr-un business. Din punctul meu de vedere, nu știam că Steve Jobs a zis chestia asta așa, dar din punctul meu de vedere, cine zice asta este fix invers, în sensul că dacă ai nevoie să scoți asta în față, dar da, adică apropo de chestia asta cu alfa, mi-a luat ani de zile de terapie și de practică în leadership și management să accept cumva că nu sunt în ceea ce se vede în cărți a fi alfa sau ce se prezintă a fi alfa și că aia nu-i rău.
știi? Și să-mi găsesc puterea în forma în care ea există de fapt în mine. Pentru că asta, știi? Uh-huh. Fiecare dintre noi avem o putere într-o anumită formă. Uh-huh. Numai că nouă ni se prezintă puterea ca fiind asta și automat încercăm să emulăm puterea aia dându-ne la joale abilităților noastre naturale, știi? Ascunzându-ne, luându-ne niște mărci care nu sunt ale noastre, dar pe care le ținem uneori chiar mulți ani. Adică, știu și în cazul meu, am avut și probabil că încă și mai am niște mărci, la care am de lucrat. Da, și la mine asta, adică pentru mine, de exemplu, faptul că și în continuare sunt colegi de-ai mei care uită, mai ales ăștia mai noi, uită ciclurile noastre. Eu sunt un tip foarte lenient și nu pun presiunea iurea și nu știu ce, dar dacă observ un tipar de, nu știu, spui, noi avem o chestie, bă, zic ce fac și fac ce spun. Adică declar ce vreau să fac și fac ce am declarat. Dacă nu declar, nu sunt obligat să o fac. Dar dacă am declarat-o, hai să o fac. Uh-huh. Și sunt unii oameni care nu fac chestia asta. Eu nu confrunt agresiv niciodată. Eu spun, bă, mi se pare că e inegală. Nu că și scuze sau un pic de vrăjeală sau... Și eu zic, bă, ok, nu te cert, nu vreau un răspuns, eu doar îți spun ce observ, știi? Mm-hmm. Eu fac 2-3 observații de astea, după care încep un proces de despărțire, pentru că trebuie să înțelegem cu toții că n-avem timp să facem chestia asta. Și în felul ăsta, da, am pierdut oameni buni în felul ăsta, cu alte abilități foarte bune, știi? Dar cred că în timp organizația începe să înțeleagă ritmul ăsta. Bă, nu așa merge. Adică nu chiar dacă avem spațiu de manevră, dacă îl folosim prea mult, la un dat se termină. Și de fapt asta e, la mine asta e puterea, știi? Eu eram foarte frustrat de faptul că nu sunt de la care să taie și când intru eu să înghețe camera și nu știu ce. Când de fapt puterea mea este fix în pragmatismul ăsta în care nu-mi trebuie să-mi înghețe camera când intru eu, dar nici nu accept pe termen lung niște comportamente care sunt cumva cum se cheamă asta, sabotoare. De sabotaj. Adică înțeleg că ai niște principii la bază. Asta era un lucru pe care aș fi vrut să-l atingem în timpul discuției noastre. Componenta asta de valori. Și cel puțin pentru mine, dar și pentru echipa noastră, noi abordăm în toate programele noastre, că vorbim de programele pentru 14 ani, că vorbim de programele pentru cei mari, componenta asta de valori în formarea echipei. Și o să și citesc, pentru că am luat de pe LinkedIn-ul tău, că we strongly believe that the company values should reflect our own. Cum ai făcut asta? Nu știu, ai pus la masă și au pus post-it-uri cu valorile lor, a sincronizat sau cum? Nu, există varianta oficială plăcută și așa și există varianta neoficială mai puțin plăcută și din punctul meu de vedere mult mai relevantă. Mai țin minte că ți-am zis că la un moment dat stăteam în dressing-ul alor mei cu birou și atunci aveam niște timp la dispoziție și pentru că consideram că problemele mele sunt datorate oamenilor din exterior, am considerat că eu trebuie de acum încolo să angajez oameni bazat pe niște valori și în care au fost acele valori, mă rog, cunoscut de 5 valori, după care am evident cumva am dat drumul la un proces de captare a valorilor. Să vedem care sunt valorile pe care organizația le percepe și pe care sunt... Dar realist, eu știam ce valori vreau să pun acolo. Și asta este un lucru pe care foarte puțină lume și din cauza că lumea nu prea îl recunoaște, creează foarte mult... Aici e pericolul. Toată lumea citește cărți de leadership acum și știe că trebuie să fii delegativ și să implici oamenii, să nu știu ce, să nu știu ce. Dar ca și ce zicea Steve Jobs înainte, știi? De la a ști că asta trebuie să faci și a declara că asta faci până la a face, asta e un mare pas. Eu atunci n-am făcut-o și am dat niște valori. Am întrebat organizația, nici organizația nu era foarte preocupată să definească niște valori, eram foarte la început. Oricum e organizația într-un domeniu realist. Asta zic, da? Deci suntem noi, lucrăm cu mașini, cu scule și cu de-astea și nu e... Dar și am pierdut destul de mult timp încercând să împing alea noi. O să-ți dau un document, dar avem un document destul de mișto copiat după Netflix. 7 aspecte ale culturii noastre. Dar e cumva adaptat la noi și el scrie acolo în paranteză, e work in progress. Și de fapt despre valori și despre cultură organizațională, asta pot să spun cu cu sinceritate fără să știi. E un work in progress și e mai degrabă despre a captura și despre a te adapta pe măsură ce organizația
se maturizează, decât despre a stabili, a le pune pe perete și a le impune și insufla, știi? Nu este despre, adică asta, știi, cumva, asta mi se pare, acum vorbim cu tine, mi se pare că realizez, e mult mai mult despre a avea capacitatea să captezi, să sintetizezi, știi, din organizație, mereu și mereu și mereu, să fie o chestie dinamică. E mai mult despre asta decât despre a le stabili în orice fel, fie că le stabilești la masă cu managementul sau singur sau cu toată organizația sau, știi? Deși cumva cred ideea de captare și sunt genul, cred că sunt genul care implică pe toți ceilalți în discuție, zic cred pentru că... We all have our blind spots. Așa? Totuși am credința asta că există un rol al liderului și anume acela de formator de valori. În ce sens? Mă rog, sunt mai multe direcții, dar liderul are un set de valori în care crede. Ele se pot mai schimba de-a lungul vieții după experiențe, dar în realitate, ca el să poată să convingă oamenii și ca să poată să vorbească din acel spațiu autentic despre care vorbeai, în realitate el nu neapărat impune, dar insuflă, influențează prin valorile prin care el transpiră, că este conștient sau nu este conștient de ele. Adică... Păi da, cred că vorbim de același lucru cumva, din unghiuri diferite, într-adevăr. Pentru mine... captatul ăsta de care vorbeam e de fapt vorba de conștientizare. Știi? Și exact cum zici tu, ai niște valori, fie că le conștientizezi, fie că nu, tu le ai. Acum mai e un aspect. Dacă vrei să le scrii, eu am documente cu misiune personală, viziune personală, nu vorbesc de companie, lasă la companie, avem tomuri, dar la mine, știi, am viziuni personale, obiective, OKR-uri de alea, cum se cheamă, pe luni, pe an, pe nu știu, mamă, deci am acolo, zici că, știi, sunt corporații. Nu m-au ajutat niciodată cu nimic. Niciodată. M-au stresat. Erau tot timpul când aveam perioade în care aveam niște ritualuri astea de dimineață. Mă trezeam foarte devreme și mă uitam până toate alea și meditam de 7 ori și nu știu ce și la. Și mă uitam în ele și tot ce vedeam era cum nu sunt eu aliniat acelor valori. Mamă, și era groaznic de frustrant. Știi? Versus a înțelege natura asta cumva fluidă a valorilor, da? Fluidă nu în sensul de după cum bate vântul, ci de maturizare, știi? Și de efectiv de curaj și de maturitate de a accepta și de a realiza că ce era valabil acum un an nu mai e neapărat valabil acum, sau acum 5 ani nu mai e neapărat valabil acum, de a recunoaște când greșești, de a-ți adapta cumva continuu scara de valori, da? Și la ce te raportezi. Un exemplu la mine e vaccinul, de exemplu. Da? Și știu că este super, da? Sunt vaccinat, am făcut vaccinul. Dacă ar fi să o fac din nou, n-aș mai face. Ok. Ce? E, recunosc. Atunci am încetat cu nevastă mea. Ea nu s-a vaccinat. Era o ceartă între noi, ceva fantastic. Dar acum, știi, asta e genul de chestii pe care mă ajută atât de tare pe mine și m-a ajutat atât de tare că am capacitatea să recunosc că sunt prost sau că am fost prost sau că voi fi prost. Sau, știi? Și la valori, din punctul meu de vedere, mult despre asta. Știi? Despre experiențe. Poți să rezumi așa fix în termen de valori 2, 3, 5 care sunt în topul priorităților tale? Valorile ale noastre, ale bații. Aș zice mai degrabă ale tale, în primul rând. Mă, e adevărat ce am scris acolo, cel puțin pentru mine și probabil că încă pentru o parte importantă din colegii mei. Nu, dar e adevărat faptul că le reflect, adică că sunt cam aceleași, știi? Asumarea, de exemplu, e una dintre ele și care mi se pare că e o chestie super pragmatică și super de o dată de maturitate și a doua oară de salvat timp. Când venim unul la altul și s-a întâmplat ceva, asumatul nu înseamnă vreun ritual de ăsta, știi, pus cenușă în cap și așa, este strict despre, ok, eu, e la mine, da, și hai să mergem mai departe și ține de tot grupul. Nu ține doar de mine să-mi asum, ține de tot grupul să mă lase să-mi asum. Adică să nu judece, să nu mă pună în postura în care să trească să explic. Da, de ce ai făcut asta? Da? Dar ține și de mine să nu explic, știi? Asumarea înseamnă nu știu, n-am completat nu știu ce comandă sau n-am comunicat bine, de pentru care asta a dus la nu știu ce întârziere și la. Este e la mine,
propun să facem asta. Asta înseamnă asumare. Asta e model de asumare la noi, știi? Mm. E la mine din cauză că ăla nu știu ce și nu mi s-a întâmplat și mi s-a rupt jorapul și nu știu ce. Aia nu e asumare. Mm-hmm. Toate au un motiv în spate. Asumarea pentru mine este strict o chestie de, bă, știm că suntem ok amândoi, că de-aia suntem în echipa asta. Știi că te apreciez, știu că mă apreciez, știm că toți greșim. Hai să învățăm și să mergem mai departe. Asta este una. Asumarea și învățatul din greșeli cumva, știi? Mm-hmm. Și încă una. Simplitatea. Simplitatea este referitoare la, ne ajută cumva să nu ne comparăm cu alții și să, știi, keep it simple. Atâta, asta e al nostru, asta este ce facem, nu încercăm să fim all things to all people, încercăm cumva să, efectiv, să o ținem foarte simplu. Spiritul de echipă iar e, dar sunt toate legate, știi, toate, de fapt, sunt privirea la aceleași lucruri care e autenticitatea. E fii tu cine ești tu. Mm-hmm. Dar, de fapt, autenticitatea este farul. Asta este exact, știi, ca și când te-ai uitat pentru un glob la o chestie din centrul globului. Dacă te uiți până simplitate, tot la autenticitate ajungi. Știi că ăla ești tu și e simplu să fii tu. Știi? Dacă te uiți prin asumare, este, bă, știu că greșesc, așa sunt de ăsta care greșește, știi, și n-am o problemă cu chestia asta. Dacă te uiți până spirit de echipă, este, bă, sunt ok cu mine unde sunt eu. Și sunt ok cu echipa pe care o am în jur și nu încerc să dau vina pe alții sau să proiectez cum o fac de multe ori și eu și o facem toți, practic, în interacțiuni, să dăm vina pe alții sau nu știu ce. Știi? Toate chestiile astea sunt perspective diferite asupra, în cap, nu, nu știu, nu dau vreun adevăr de ăsta filozofic, așa le văd eu, știi? Că vorbind de valori, un lucru care mi se pare relevant în formarea liderilor este formarea liderilor nu neapărat ca proces care se întâmplă în afara unei organizații, ci formarea liderilor chiar în interiorul organizației. Și, mă rog, știi deja întrebarea că îți povestisem despre ea înainte, dacă se întâmplă, nu știu, să pleci mâine din Bații, are cine da. Să te suplinească? Da, fără probleme. Depinde dacă plec de tot... Sigur are cine să mă suplinească, pentru că e vorba aia, cimitirul e plin de oameni de neînlocuit. Dar am plecat, adică eu am norocul, oare marele noroc, să am o soție care, pe lângă faptul că este absolut extraordinar de frumoasă, este și extraordinar de înțelegătoare cu mine. Și ca să completeze, și mamă foarte bună. Foarte bună. Deci trebuie să se uite la acest episod, înțeleg. Nu, vreau eu doar eu să mă laud. Dar da, o să se uite și ea, sigur. Ramona îmi permite să plec în diverse chestii. O chestie la care mă gândeam acum, am plecat într-un fel de raliu de ăsta, timp de 7 săptămâni. Și pe lângă că mi-a permis să plec de acasă când aveam doar un copil, nu aveam doi pe vremea aia, a și stat în locul meu și a făcut-o foarte bine. Deși ea n-avea, adică vorbim de acum 2017, deci vorbim de acum 5-6 ani, n-aveam mare experiență de business atunci și a făcut-o bine, adică și-a, again, n-avea hard skill-uri, nu știa PNL-uri, nu știa multe lucruri, dar și-a adunat oamenii în jurul ei, pentru că e genul ăsta de persoană și atunci pentru mine aia e important, că dacă reușești să faci aia, competențele le găsești, adică nu-ți trebuie... să fii vreun rocket scientist, dar dacă ai oameni în jurul tău și creezi relația aia, deci da, are cine. Și Ramona e doar un exemplu. Mai sunt și alți oameni care poate să o ducă fără mine. Pe de altă parte, se simte când nu sunt acolo. Okay. Adică, și îmi place că se simte când nu sunt acolo. Adică normal. Am creat... Nu, înainte eram super delegativ, știi? Eram super hands-off, aproape că mă deranjeau clienții când mă sunau pe mine, pentru că mi se părea că eu sunt acest CEO, știi? Mă uitam pe la televizor și exact, da, autenticitate și... Modelele, știi? Din show. Iar acum sunt totally hands-on și îmi place de mor. Și sunt hands-on la modul ăsta, la care spălăm pe jos. Altfel spală lumea pe jos când ești și tu acolo. Poate să fie organizația cum o fi ea, când coboară ăla care are acțiune acolo și spune și el și ți-apucă rănește, e alt vibe și e normal să fie așa, știi? Și îmi place asta, îmi place mult mai mult decât vrăjelile de... Deci asta practic se întâmplă. Când ești acolo, ești hands-on, oamenii te văd și ești un model pentru ei. Mai e ceva ce faci tu? Ca dezvoltare de lideri? Asta e întrebarea? Băi, am făcut de la chestii super formale și cursuri și chestii interne super formale și tot felul de astea. Basically, ce ai văzut tu că folosesc ca și metodă în workshop-urile pe care le-am mai făcut împreună, cam aia fac și în organizație. Pentru că, de fapt, despre în întâlniri, practic, spargem
rolul de leadership, da, în patru roluri, nu intrăm în detalii acum, și exersăm acele abilități, da, care sunt, în opinia mea, cele patru abilități esențiale leadershipului, în context de întâlnire. Iar una dintre ele fiind aia de observator, de a da feedback, fiecare dintre noi, rulând aceste roluri, învață să dea feedback celuilalt, feed forward îi zicem noi, celorlalți despre cum poate să fie participanți mai bun la întâlnire aparent, dar de fapt feed forward despre cum poți să fii mai util în echipă, știi? Și în felul ăsta ne dezvoltăm. Aia e componenta evolutivă, e componenta de dezvoltare, știi? Și o exersăm, e un... Deci tu practic ai preluat un model de, din zona de coaching. Tu însuți ți-ai făcut o formare în zona asta. Da, e modelul lui Alain Cardon de delegare. Nu știu dacă e neapărat din coaching, dar el o folosește foarte bine și în coaching și da, cam asta și nu văd să ne trebuiască altceva. Este super practic. Super, super practic, pentru că lucrezi pe problemele tale și la sfârșitul întâlnirii... Asta a fost foarte greu să îi conving pe colegii mei de utilitatea chestii astea. De ce toate rolurile au sens în afară de la observatorul la sfârșit? De ce mai stăm când deja suntem overtime? Vrem să ajungem nu știu unde, trebuie să facem aia, mai stăm să ne dăm și feed forward. Am zis, dacă spargem un training, da, de 8 ore on location sau un retreat de un weekend în care lucrăm la problemele pe care le avem, îl spargem în calupuri de câte 10 minute la sfârșitul fiecarei întâlniri și îl rulăm toți, da, și vedem fiecare efectiv concret ce putem face mai bine data viitoare, se cheamă că ne-am făcut treaba, adică nu mai trebuie să facem, salvăm alea două zile de training, știi? Asta e, cam asta e, îmi pare rău că n-am un program mai bine pus la punct, da? Cred că s-ar putea să fie o așteptare, mă rog, probabil că și întrebarea a dus la asta, o așteptare ca lucrurile să fie extrem de bine structurate ca să meargă bine. Adică de asta avem tot fel de sisteme, ca să meargă tot fel de lucruri, adică e o chestiune pe care noi oamenii cred că o vrem ca să ne dea cumva sentimentul ăsta de siguranță. Sunt 100% de acord. Acum nu, la un număr mare de oameni, clar, ceva sistem ajută. N-ai cum să n-ai sistem și de fapt asta este, apropo de balanța mea, știi, și mi-a fost foarte greu să-mi dau seama, să balancez baleajul ăsta între haos și creativitate de-asta extremă și nu știu ce, și disciplină. Da? Poți să fiu disciplinat de la, de, cum ziceam, cu valori și meditații și color coding pe calendar și totul așa, și poți să fiu și de la care nu răspunde la mail-uri 4 zile. La, știi? Varianta ta naturală care este? Adică unde te simți cel mai bine? Cel mai bine mă simt la mijloc. Cel mai bine mă simt când îmi stăvilesc cumva creativitatea în care am încredere și pe care o prioritizez, dar o stăvilesc prin disciplină. Atunci mă simt cel mai bine. Când beau un pahar de vin, dar doar un pahar de vin. Când, știi... Este modus in rebus, nu? Există o măsură... Exact. Fain. Îmi povesteai, mă rog, și asta știu, cred că dinainte să te cunosc, despre faptul că ești implicat în învățământul dual. Și asta ține de formarea talentelor. Acum mult mai puțin decât eram, dar da, în continuare suntem implicați. Da, ține de formarea talentelor, în schimb acolo e o chestie mult mai... și chiar eu te-am rugat să o abordăm, pentru că e o chestie care e mult mai deep și mult mai cu impact mult mai mare decât doar formarea talentelor și cumva performanța în organizații. Pe scurt, experiența mea cu o școală, nu vreau să dau nici nume de școală, nici de asta, că nu astea sunt relevante, dar eu... mentalitatea, o cred statistică. Că ceilalți pot să facă research. Da, da. Dar ideea e, adică ce am observat, am început să lucrăm cu o clasă de învățământ dual și am observat foarte ușor, aveam un proces ăsta de inducție foarte practic, i-am chemat pe toți la noi și le-am dat un fel de treasure hunt de ăsta în care trebuiau să-și dea seama de chestii de la cum e formată organizația, întrebând și așa, până la niște chestii foarte practice de diagnosticare a unui defect de mașină și chestii de genul ăsta. Și ne-am dat seama după experiența aia că majoritatea nu făcuse nimic pentru că nu înțeleseseră ce au de făcut. Pentru că chestiile erau scrise pe o foaie. Și mă rog, le-am explicat și ne-au spus că au înțeles, dar de fapt avem totul documentat, avem exit interview-uri, avem tot. Da? Și am început să ne punem probleme, adică ce am greșit, adică ce se întâmplă și ne-a venit ideea să chemăm niște specialiști în probleme de învățare, să le facă niște assessment-uri. Long story short, din 28 de copii, 23 erau analfabeti funcționali.
Și statistica la nivel de țară este de că 42% din, vorbim de copii de clasa 9, 15 ani, da? Analfabetismul funcțional este, așa cum știi, că citesc, pot citi cuvinte, dar nu înțeleg, nu fac sens din propoziția. Ce înseamnă că 42% din populația școlară e așa, este că noi îi antrenăm timp de 8-12 ani, depinde cât stau în școală, să pară, să mimeze implicare și înțelegere. Adică el nu vede ce scrie la tablă, nu poate să citească, nu înțelege sensul, nu că nu vede, nu face sens din ce scrie la tablă, nu face sens din ce scrie în manual, dar profesorului trebuie să îi arate că face sens. Că are sens pentru el ce îi se predă și asta, chestia asta o vezi după aia în interviuri. Îți vin la interviu, apare că, da, cum, pentru că sunt extrem, e un survival instinct, da, trainuit timp de 8 ore pe zi, timp de 12 ani, da, pe care după aia îl utilizează în viață. Și de asta aici, asta este, de asta consider că e o chestie super gravă și care trebuie tratată. Am căutat și de unde vine. Și vine din traume. Nu pot să povestesc acum, chiar și nu vreau să povestesc. Nu știu că e neapărat povestesc. Sensul discuției, ci mai degrabă interesul tău pentru învățământul dual și cum de te-ai gândit să mergi în zona asta. Băi, eu aș sta foarte mult să vorbim despre știu învățământ. Știu ce zici. E simplu, n-aveam nevoie de mecanici, e foarte pragmatică treaba. Mai puțin pragmatică a fost ce s-a întâmplat după aia, într-adevăr, că am, așa cum vezi și acum, știi? Scopul a fost foarte pragmatic. Aveam nevoie de mecanici, aveam nevoie să creștem oamenii conform... Bașca, apropo de statistică, din acea clasă de 28 de copii, doi dintre ei care nu erau alfabeti funcționali, au rămas cu noi și sunt mai mult decât am fi putut spera vreodată de la niște copii. Iar statistica e bună, adică noi din 28 luăm 2, suntem ok, știi? Și copiii, nu vorbesc de 2 luni, sunt copii care sunt cu noi de 3 ani, chiar mai bine, și care sunt exact ce avem nevoie de la generația asta, știi? Să învețe, să... Și îi ridici și pe ceilalți, sau mă rog, îi expui și pe ceilalți la niște procese, la o informație, îi ajuți poate să... Asta, da, asta am făcut, acum suntem în discuții cu școala și cu, mă rog, și cu inspectoratul județean și cu școala în cum ar trebui să abordăm chestia asta, pentru noi a fost un cost extrem de mare. Un cost financiar mare, iar eu petreceam 6-8 ore pe săptămână dedicat în chestia asta. Bașca, că era și super consumator emoțional, așa, știi? Și atunci, acum suntem, asta, exact asta avem discuțiile și săptămâna asta și săptămâna viitoare, cum vom aborda, pentru că da, am avut abordarea Leave No Man Behind și noi am discutat despre Leaving No Man Behind, știi? Aia a fost abordarea. Pragmatic spun nu, noi, o organizație nu poate să facă, o organizație for profit nu poate să facă chestia asta, pentru că te suge de energie nici nu știu dacă există resursele necesare și nu rezolvi, din păcate nu rezolvi. De asta sunt chestii mult mai adânci și mai grele greu de rezolvat decât niște soft skill-uri, știi, pe care să le... Ei nu poate să fie atenți. Sunt documentul ăla pe care ți l-am trimis, ar fi interesant, poate să-l punem în notes. Chiar citeam recent o carte de Gabor Mate despre, mă rog, cartea se numește Minții împrăștiate și vorbea de fapt despre, mă rog, simptomele de tip ADHD, deficit de atenție, care vin de fapt din traume din copilăria mică, partea legată de atașament, de exemplu, formarea atașamentului. Da. Și clar e ceva ce e nevoie de dus mai mult în profunzime, poate într-un alt subiect. Da, mie mi-ar plăcea, mă super abțin să nu geek out pe chestia asta, dar sunt o grămadă de unghiuri. Adică nu e suficient doar a-l învăța partea de soft skills și partea de hard skills, poate au nevoie și de un ghidaj și am văzut asta la adolescenți când ne văd pe noi trainerii drept ghizi pentru, adică există un transfer afectiv către noi și ei cresc în relația asta afectivă, adică îi vedem, efectiv îi vedem cum cresc de la o lună la alta. Da, păi cumva, de fapt,
ce am făcut și noi atunci și eu cu încă cel puțin o colegă de-a mea, dacă nu chiar două. Singurul lucru care dă rezultate asta este să fii disponibil. Exact ce ziceai și tu, știi? Să fii acolo, să fii disponibil, să dai ca exemplu, în engleză e modeling, în coaching se cheamă modeling. Să fii model. De afecțiune, de deschidere, de, știi, de... Pentru că nu văd asta, ei nu văd, știi? Și neavând un reper, e foarte greu să emulezi ceva ce nu știi cum arată, știi? Da. Părintele absent, nu vezi comportamentul potrivit. Vari, da. Închidem subiectul, că noi o să rămânem foarte mult aici. Apropo de creștere, ce faci tu ca să crești? Băi, mă expun în primul rând către a mă face de râs, în principiu. Adică mă pun în situații în care mi-e frică ca să văd de ce mi-e frică, că de multe ori nu realizez, știi? Uh-huh. Încerc să recunosc unde... Uite, un lucru apropo la care trebuie să lucrez este că mi-am dat seama masiv că jignesc lumea. Efectiv. N-ai zice pentru cine nu lucrează cu mine des și așa, dar am expresii de genul ce prost ești sau ce tâmpit ești, pe care eu le spun cu un drag și cu așa, dar pe care lumea nu le percepe cu dragul care îl spun, știi? Și mi-am dat seama realist, adică eu tot timpul, apropo de autenticitate, știi, eu tot timpul eram, bă, cum, adică dacă eu ți-o spun cu drag, bă, că o interpretezi tu, e treaba ta cum o interpretezi, știi? Dar dacă te uiți în dicționar și la proș la tâmpit... Asta zic, cumva, știi, e adevărat, în continuare eu valorizez mult mai mult atitudinea cu care spui ceva decât the actual facts, dar feedback-ul este de la, începând de la nevastă mea, pentru că când mi-a spus și Ramona, de fapt, Ramona, asta e că Ramona nu-mi spune, dar când am realizat că și pe ea o deranjează, chiar dacă ea înțelege perfect și mai bine ca oricine altcineva, că nu o spun cu intenție, înțelege tot mecanismul, da, poate mai bine ca mine, în secunda în care am realizat că, maică mi-am tot spunea, bă, vezi că vorbești într-un fel în care nu toată lumea înțelege cu ce vrei să spui, știi? Aia e ceva la care vreau să lucrez și e, probabil că e mai mult decât doar faptul că folosesc cuvintele alea. Genul ăsta de chestii aș vrea să lucrez. Deci, la o igienă a limbajului. La o balansare a autenticității. Exact ce ziceam, un pahar de vin, dar nu mai mult. Fii autentic cu persoana respectivă, dar când îți vine să spui că ești prost, taci. De? Adică e as simple as that. Dar e vorba, despre asta e vorba, e acel sweet spot, acel soft spot. De? Acolo, astea sunt genul de chestii la care lucrez și sunt același tipar de a găsi mijlocul, e în foarte multe instanțe, știi? Pot să spun multe exemple. Și mai încerc skill-uri, hard skill-uri, lucrurile care m-am ferit foarte mult. Eu m-am ferit tot timpul de chestii care au o chestie materială sau un rezultat finit sau, știi, mi-a plăcut coaching-ul, mi-au plăcut lucrurile astea ezoterice, știi? Dar nu, și acum, de exemplu, dau de pipie, de licență de zbor, știi? Care e o chestie super tehnică și concretă, știi? Și mă provoacă. Mai e de discutat acolo pe ce înseamnă, de fapt. Cu zborul sau ce? Da, da. Nu, înseamnă că și tata și bunica mi-au fost piloți și dacă nu fac chestia asta, mă fac de cacao. Ceva loialitate. Da, nu, e urât. Adică, apropo de obligații familiale, aia e... Chiar mă fac de cacao. Da, obligație frumoasă, da. De altă parte. Dar e grea, e super greu. Eu până acum, ziceam, vedeam oameni care și-au luat permisul de ăsta, licența de zbor și nu. Înseamnă că oamenii păreau oameni normali, adică nu mi se părea că erau vreun geniu sau ceva. Este de învățat că la mână. Calabalamuc și responsabilitatea pe care o ai, adică de-abia după ce te apuci de chestia asta îți dai seama cam care sunt, da. Trei învățături pe care le-ai însușit de-a lungul vieții. Trebuia să mă, asta era o întrebare de trimis de dinainte, să știi. Îmi pare rău. Bun, trei învățături. Ia-ți un pic de simplu, timp, că putem să punem pe pauza. Atunci putem să cerem și un pahar cu apă, ca să... Ah, uite, avem aici. Avem apă acolo? Da. Blană. Mulțumesc. Asta e pauză de gândire. Da, I'm buying time. Nu, una o am sigur, dar va fi foarte boring, că am mai menționat-o de câteva ori, dar n-am cum să fac rabat de la ea și este autenticitatea. Este, nimic nu e mai corect decât să fii tu cine ești. Chiar și în situațiile astea în care trebuie să lucrezi la efectele a cine ești tu și trebuie să-ți asumi niște chestii, e mult mai important să fii cine ești tu.
Un alt lucru pe care l-am învățat este că nimic în lumea asta nu poate înlocui experiența. Am fost, din cauza că am fost pus de tânăr în niște poziții care erau mult peste my pay grade și mult peste pregătirea mea, evident că am fost desconsiderat, cum e normal, de oamenii care erau pe aceeași poziție cu mine, dar cu mult mai multă experiență. Iar reacția mea la desconsiderarea aia a fost, în loc să o accept, să înțeleg, a fost să mă bat contra ei și să o reneg. Am învățat de fapt că nu. Adică, indiferent de cât de deștept te crezi tu și câte brațe în plus crezi că ai, nu, e așa. Experiența nu o poți cumpăra cu absolut nimic. Adică, hârșiala aia păcoate și făcutul acelui lucru de 50.000 de ori, nu-l poți înlocui. Deci, am zis autenticitate, am zis experiență și am mai învățat că it's all a game. Adică am învățat că e mult spus, e pretențios spus că am învățat asta, dar încep să am impresia așa că Dumnezeu a creat universul ăsta din plictiseală, din chef de joacă, din, știi? Și cumva asta mă ajută. Poate să ne anunțe, dacă vrea, are tot instrumentele să ne anunțe ce părere are. Dacă e de acord cu mine să-l nu întrerupă filmarea, de exemplu. Nu, dar știi, mă ajută foarte mult chestia asta când sunt în perioade mai grele, mai, știi, challenging, care ar avea potențial dramatic, să-mi dau seama, știi, am mai vorbit și noi chestia asta, știi? Să-mi dau seama că, bă, nu te lua așa de tare în serios. Și mai degrabă e despre asta, nu te lua atât de tare în serios pe tine, știi? Lasă universul și Dumnezeu și asta, nu te lua tu pe tine atât de tare în serios, că nu e cazul, ori ce-ar fi, știi? Zice și Shakespeare, nu? Life is a stage, act as you like it. Na. Adică e un joc, e un... Da. Împărăcăm niște scenarii. Suntem aproape de finalul discuției noastre și avem o întrebare de la echipă și anume un gând pe care îl lași pentru România și pentru lume. Un gând de bine. Hei, ce mișto întrebare. Trebuie același gând și pentru România și pentru lume? Tu decizi. Băi, nu știu, nu pot să-l formulez așa ca un gând de ceva, dar despre România eu sunt super, super optimist și deja eu sunt super optimist despre România dintotdeauna, dar acum nici nu mai simt nevoia să conving pe cineva, pentru că cine nu-și dă seama e fix problema lui. Și despre lume am cumva aceeași impresie, dar pe un orizont de timp un pic mai mare așa. Adică cred că România ca și nație este o nație în curs de maturizare și a trecut de momentul critic. Și e frumos că începem să ne reînrădăcinăm și că începem să atragem înapoi oamenii pe care i-am alungat, care vin cu o grămadă de know-how și cu o grămadă de chestii mișto. Apropo de cei 2-3 ani plecați. Exact același lucru e, da. Exact același lucru, noi i-am trimis de acasă ca să-i chemăm înapoi și asta mi se pare că e super cool și va genera niște super situații în viitor. Iar în ceea ce privește contextul mai larg așa, it's gonna get bad before it gets better, părerea mea, adică să fie o perioadă mai de tumult, așa cred eu și o văd așa în diverse, dar iar cred că se așează niște lucruri pe niște premise un pic mai sănătoase decât eu am o problemă cu growth mentality asta continuu în financiar, știi, asta continuous growth așa, să mai creștem. La nivel de numbers. De numbers, știi, da. De numere, ne scuzați. Da. Păi e și growth, da, să da, poți da, să te... Mentalitate de creștere. Dar nu, eu n-am nimic cu mentalitate de creștere, să fie foarte clar, ci problema mea este că în momentul ăsta suntem mult prea calați pe mai mult, mai mult, mai mult, să avem mai mult, să facem, să demonstrăm, să nu știu ce, și chestia asta creează toată lipsa de sustenabilitate subsecventă, din consum, în da, modul în care se întâmplă business-urile, inegalitate și chestii de genul ăsta. Și cred că lucrurile astea încep să se regleze, nu în sensul ăla optimist-o, știi, irealist, în care nu, toată lumea va deveni o nirvană și nu știu ce, nu, de-aia suntem aici, că îi devine, iar ne reintegrăm la Dumnezeu și iar se plictisește omul.
ci în sensul în care se vor crea și se creează, nu că se vor crea, se creează și eu le văd și mă bucură și sunt recunoscător că am șansa să și interacționez cu ele, niște comunități pe alte valori, știi? Nu mai sunt aceleași cumva valori insuflate cu forța de către un sistem, știi? Și cumva pe mine, iar mă bucură extrem de tare chestia asta și nu e un gând, este o ceva care a ieșit ca urmare a întrebării tale, dar that's all I have. Super. Întrebarea este dacă acest gând legat de comunități nu cumva... Noi ne punem problema asta în echipa noastră și sunt colegii și aici care ascultă. Dacă nu cumva sunt doar niște bule, niște spații care oamenii gândesc așa și nu cumva sunt aceleași spații procentual cum erau și înainte, știi? Nu prea mă interesează. Acum m-am conectat eu cu ele. Nu știu, înainte poate erau sau nu știu. Că despre asta e vorba. Nu, toată chestia asta cu să schimbăm lumea, nu e nimic de schimbat. Cum ziceam, știi, de asta revenim la aia cu joacă. Eu sunt foarte credincios, așa fără să fiu, n-am religie sau nu sunt, adică sunt ortodox, așa, dar nu sunt practicat și văd în toate religiile câte ceva bun, și dar niciuna nu mi se pare că îmi surprinde ce cred eu despre spiritualitate. În schimb, a făcut o glumă, nu e stricată, nu e nimic stricat. Sunt niște chestii care mie nu-mi plac și care consider că ar putea fi altfel. Și cred că sunt și soluțiile aici și deja ele sunt implementate. Acum, la nivel de scară, mă interesează mai mult eu, familia mea, oamenii din jurul meu, putem să ne conectăm la genul ăsta de energie, putem să fim un exemplu de așa ceva, noi pentru noi, în primul rând, și după aia vedem. Adică, dacă noi o să fim exemplu pentru alții și alții la rândul lor o să fie exemplu, poate se va și scala la un moment dat. Dacă nu... Sincer, nu prea mă interesează că e bine pentru noi, știi? Și da, am învățat egoismul foarte târziu în viață și mi-a folosit. A fost o discuție foarte plină, cu multe înțelegeri noi. M-am bucurat să văd și alte fațete pe care nu le știam. Deci au rămas zone pe care nu le surprinsesem înainte. Îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Sper tare că a fost relevantă și pentru tine și pentru cei care ne ascultă. Pentru mine, sigur, da. Super. Și să ne vedem și în alte contexte. Mulțumesc. Mulțumesc.